Bună dimineața, stimați membri ai Guvernului. Sper că suntem cu toții în starea sănătății bună. Vedeți că lucrurile se amplifică în ceea ce privește situația epidemiologică în anumite state, indiferent de gradul mare de vaccinare a populației în statele respective. Totuși, tulpina Delta și cea care e Delta Plus sunt agresive, vin cu efecte nocive pentru sănătate mult mai pronunțate decât tulpina inițială a COVID-19. Profit de această ocazie încă o dată să fac un apel către populație să se vaccineze cât mai rapid posibil și să reușim să acoperim un spectru cât mai larg a cetățenilor noștri, pentru că trebuie să fim pregătiți inclusiv din perspectiva rezistenței, asigurării rezistenței imunității cetățenilor noștri față de tulpinele astea noi atât de agresive pentru cetățenii în special nevaccinați. Repet, orice vaccin este absolut necesar în perspectiva extinderii tulpinelor Delta și Delta Plus, inclusiv în Republica Moldova. Trebuie să fim pregătiți, trebuie să ne vaccinăm, pentru că doar vaccinele anticovid ne vor permite să nu lăsăm COVID-ul să ne afecteze profund sănătatea. Deci, cu vaccinul făcut în prima doză și cu rapelul, fiecare din noi are șansa, în cazul în care contactează aceste tulpini agresive, să nu cadă în forme grave ale COVID-ului. Stimați colegi, ne-am convocat astăzi după ședința operativă în cadrul cărei am discutat agenda propusă pentru a fi examinată în ședința Guvernului. Țin de start să menționez că, practic, majoritatea proiectelor de hotărâre de guvern propuse spre examinare încă urmează a fi definitivate atât la nivelul ministerilor de resort, cât și în cadrul Cancelariei de Stat a Guvernului Republicii Moldova. Și am decis de comun acord că astăzi, în cadrul ședinței actuale a Guvernului, vom examina un singur punct al agendei propuse spre examinare, cea care are un anumit grad de urgență și este legată de Ministerul Afacerilor Interne. Luând în considerație că zilele acestea în Chișinău se află o delegație din Japonia care gestionează proiectele de asistență oferite de Guvernul Japonez Republicii Moldova, considerăm necesar să aprobăm în regim de urgență o hotărâre de guvern care să-i permită Ministerului Afacerilor Interne să acceseze un nou grant voluminos pentru Republica Moldova. Stimate domnule ministru Voicu, vă rog dacă puteți să faceți prezentările de rigoare. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, mai întâi de toate vreau să vă mulțumesc că ați acceptat să ne convocăm într-o ședință extraordinară la ziua de astăzi, la această oră, pentru a primi o decizie în urma căreia o să beneficieze cetățenii Republicii Moldova și în special colegii de la Inspectoratul General Situației de Urgență. Stimați colegi, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la inițierea negocierilor și aprobării semnării acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind extinderea cooperării economice japoneze, proiectul privind îmbunătățirea echipamentelor de prevenire a incendiilor. Prezentul acord este propus pentru negocieri în scopul beneficierii de la Guvernul Japoniei a unui grant nerambursabil în valoare de 1,55 miliarde ieni, echivalentul a 19 milioane dolari, pentru implementarea proiectului privind îmbunătățirea echipamentelor de prevenire și a incendiilor prevăzute pentru anul fiscal 2021, aprilie și martie 2022. Scopul prezentului acord constă în consolidarea capabilităților echipelor de intervenție a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și anume prin dotarea structurilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență cu 10 autoscări cu diferite capacități, 9 autospeciale de intervenție la incendii, echipamente de descarcerare, precum și instruirea specializată a pompierilor și salvatorilor. Astfel, necesitatea promovării proiectului este justificată de obiectul de reglementare al acestuia, care constituie asistență financiară gratuită oferită beneficiarului. Implementarea tratatului nu va implica din partea Republicii Moldova costuri suplimentare pentru asigurarea acțiunilor legate de aspectele normative
instituțional, organizatoric și nici angajamente financiare. Luând în considerație că promovarea prezentului tratat internațional ține de realizarea programelor de dezvoltare economică și socială a țării, asigurarea securității statului și a cetățenilor ei, domenii care, potrivit testului Curții Constituționale, nu pot fi supuse unor limitări pe parcursul perioadei în care guvernul rămâne demis, considerăm că acțiunile prezente, în sensul inițierii negocierilor și aprobării semnării tratatului internațional, se încadrează în competențele guvernului, potrivit articolului 15, alineatul 1 și alineatul 2, litera D, din legea numărul 136, anul 2017. Astfel, guvernul, aflându-se în situația exercitării atribuțiilor sale în conformitate cu legislația în vigoare. Reieșind din termenii restrânși de exprimare a interesului Republicii Moldova, precum și în scopul beneficierii de aproximativ 19 milioane dolari SUA, necesar pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite cetățenilor Republicii Moldova, în situații excepționale și de urgență, rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, stimate domnule ministru, stimați colegi, dacă sunt comentarii, propuneri, sugestii referitor la proiectul propus spre aprobare la actuala ședință a Guvernului, vă rog respectuos. Dacă nu sunt, atunci propun votului proiectul de hotărâre a Guvernului privind negocierea și semnarea acordului votat unanim. Vă mulțumesc! Stimate domnule ministru Voicu, felicitări! Aveți undă verde pentru a semna acordul cu Asociația de Asistență Tehnică oferită Republicii Moldova, JICA, japoneză, și sper că acest grant oferit atât de generos de guvernul nipon țării noastre va ajuta pentru consolidarea tehnico-materială a Inspectoratului General Situației de Urgență și inclusiv a Ministerului Afaceri Interne în general. Felicitări și sper să utilizați la maximă eficiență acest ajutor oferit de către guvernul japonez țării noastre. Stimați colegi, acesta fiind unicul punct care urma să-l dezbatem la această ședință a Guvernului, revin cu rugămintea către fiecare dintre domniile voastre ca să acordați maximă atenție la punctele care au fost propuse spre examinare, în așa fel încât să reușim în timpul cel mai apropiat să revenim la ședința Guvernului pentru a aproba celelalte proiecte propuse spre examinare și dezbatere și aprobare. Eu vă mulțumesc frumos pentru operativitate și pentru deschidere. Încă o dată, stimate domnule ministru Voicu, felicitări pentru achiziția atât de importantă din grantul japonez și sper să ne revedem cât de curând posibil cu agenda consolidată pentru a lua deciziile absolut necesare pentru buna desfășurare a activității în Republica Moldova. Vă mulțumesc mult și pe curând!